Salutare prieteni, astăzi la Business Cafe vorbim despre valori, nu doar valori financiare așa cum deja v-ați obișnuit cei care au urmărit această emisiune ci și despre valori culturale, despre valori artistice și mai exact despre modul în care putem să transportăm în deplină siguranță astfel de valori de neprețuit. Invitata mea de astăzi este reprezentanta unei companii care activează tocmai în acest domeniu foarte specific transportul de artă, transportul de valori care s-au născut din creativitatea oamenilor. Este vorba de Luminița Crișan, de la Golden Cargo. Bună ziua, bine ați venit la Via Cluj TV. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Aveți un domeniu mai aparte. Cum anume s-a născut ideea acestui business, să transportați artă? Păi a început uh, într-o duminică. Uh, fiind o firmă mai mică, Răspundeam cu soț împreună cu soțul la apelurile clienților noștri, oricând și la orice oră, evident, pentru că în mod normal, o firmă mare nu ar face lucrul ăsta. Probabil programul lor fiind de, la, de luni până vineri, de la 9 la 5. În weekend și în zilele în care nu se lucrează nu ar fi făcut asta. Am primit un telefon în care ni s-a solicitat un transport urgent a unor valori și așa am început și așa am continuat să fim contactați de către persoana, artistul care, care ne-a contactat atunci el făcând transportul foarte bine și fiind era foarte pictura, mulțumit sculptura, cea mai era? erau mai multe lucrări ale unui artist care trebuiau să ajungă foarte repede de la Berlin în România și a trebuit să le preluăm, să le colectăm așa repede de luni și pe marți să fie acasă în condiții de siguranță. În condițiile în care ați primit telefonul duminica sau sâmbătă, exact, nu? Exact, exact. Și Bertinul nu chiar așa de aproape ca și Quinteniu, de exemplu, da, sau așa ca e. și Gherla. așa e. Și cât de, cât de grea a fost provocarea? Bănuiesc că pe vremea aceea, firma, nefiind specializată în astfel de transporturi, a fost un pic de bătaie de cap să vă gândiți cum să le ambalați, cum să le protejați, cum să vă asigurați că ajung cu, cu bine la destinație. Uh, provocarea cea mai mare a fost legată de ancorarea lor, pentru că ele deja erau ambalate fiind un timp foarte scurt. Primul, în primul transport nu a fost vorba uh, și de ambalare acestora uh, însă o mare atenție trebuie uh, dată uh, ancorării lucrărilor în, în mașină, în momentul în care le colectezi ele trebuie să fie așezate într-un anumit mod categorii și... nu se pot bălăgăni prin exact, o exact. mașină asta mi-aduce da, aminte de o poveste e. foarte interesantă din timpul Revoluției franceze Uh, loialiștii, regaliștii se refugia în uh, Anglia de astăzi în vonde izbucnise o revoltă, uh, o curabie ducea niște comandanți foarte pricepuți în uh, război uh, în zona Vonde, uh, însă pe canalul ce a izbucnit furtuna un tun n-a fost uh, foarte, foarte bine ancorat uh, a început să facă prăpăt pe acolo prin acea navă cu chila de lemn care risca să se scufunde, cel care fusese responsabil de ancorarea tunurilor și a făcut curaj, cu uh, riscuri imense a mers și a ancorat uh, tunul, iar comandantul navei uh, l-a decorat uh, cu cel mai mare uh, ordin al uh, Franței, uh, ordinul Saint Louis pentru curaj și după aceea, după ce l-a decorat, a să fie spânzurat pentru neglijență și bănuiesc că uh, uh, situații de genul ăsta se pot întâmpla și în, uh, în uh, cazul transporturilor de artă. Nu vorbim aici de spânzurătoare, dar uh, nu cred că ar fi nimeni fericit uh, să constate că un obiect foarte, foarte valoros uh, ajunge avariat la destinație. Tocmai de aceea este important să alegem firme de profil, firme specializate. Nu putem să le trimitem cu un uh, curier obișnuit uh, obiectele acestea care încorporează foarte, foarte mult talent și foarte multă creativitate. Uh, care a fost momentul în care v-ați dat seama că acest tip de activitate, transportul de artă, poate să, să se transforme într-un business serios? În momentul în care am. Uh preluat mai multe comenzi de la mai mulți artiști români. Um, noi ne -am, um, am încercat să ne specializăm, să facem lucrul acesta din ce în ce mai bine. Am învățat um, cum să le ambalăm, am, um, am căpătat experiență și a început să ne placă, să iubim arta, pe lângă faptul că o transportăm. Um, ne e dragă, o iubim și pentru asta trebuie să o ducem în cele mai bune condiții. Cred că, și că să sunt ajungă sunt joburile cele mai frumoase, cele în care îți face plăcere să, să te implici. Aici avem câteva imagini cu obiecte de artă transportate de Golden Cargo peste tot în lume. Sunt expoziții de cea mai înaltă clasă și aș vrea să vorbim puțin despre Modul în care ați ajuns să livrați, să transportați astfel de pachete peste tot în Europa. Știu că ați început, așa cum am spus, din, din Germania, de la Berlin. Ce au urmat exact. apoi? În ce țări ați mai fost cu obiecte de artă românești? Peste tot în lume. Ne contactează atât artiști români, cât și artiști străini, galerii de artă, muzee din țară, muzee din Europa. Am trimis inclusiv în Singapore, la Tokyo, în America, pentru mari artiști, atât artă contemporană, artă modernă, cât și antichități și Chiar care a fost cel mai interesant uh, transport de care ați avut parte? Pot să spun că cel mai. Uh, transportul care a fost o provocare pentru noi a fost cel de anul trecut. Uh, am fost contactați de către Muzeul Național de Art al României. Cel din București? Uh, da. Pentru transportul uh, unor icoane uh, pe sticlă și din lemn la Biserica Notre Dame de furvier din Lyon, deci acolo ele trebuiau să ajungă. Fiind muzeu bănuiesc că ele au niște expunate cu o vechime remarcabilă. Sunt opere de patrimoniu național. Da, iată o provocare. Foarte valoroase din punctul acesta de vedere, ele sunt foarte valoroase și având, au o valoare inestimabilă până la urmă. Um, ne-am ocupat de tot transportul, atât dus cât și întors, ambalare, securizarea acestora până la destinație și înapoi. Chiar și curierii au fost în grija noastră, pentru că ei au, au acompaniat transportul pe toată durata lui. Deci, practic, ați făcut totul de A la fost la Z. un transport complex, da. De la bun început am făcut un plan de logistică foarte bine pus la punct precis, concret și am, fost, am urmat linia acestuia de la cabla la coadă. Și bănuiesc că e o chestiune destul de, așa, foarte, foarte precis organizată o astfel de activitate de transport. Nu au timp cei care merg să se oprească pe traseu, să bea o cafeluță, să mănânce nu știu câte mm. sandwich-uri, bănuiesc că a fost e, o a, e, e de la minut, e calculat la minut și la secundă, absolut. Orice oprire, um, GPS, bănuiesc că sunt și niște uh, băieți mai bine făcuți care păzesc astfel de așa opere de e. artă, să nu vină vreun ștrengar. A fost să acompaniat uh, și de uh, tehnicienii noștri de artă, de... Um, agenții de pază ai societății și de jandarmeria română, fiind vorba de transport de opere de patrimoniu. Nu e de joacă. Nu, nu putea lipsi, Nu avea cum să lipsească. Uh, cât de complicat este să uh, vă procurați ambalajele, de exemplu, sau le confecționați dumneavoastră? Le sau confecționăm cum, cum, cum noi, în funcție copurile? de... Um, în funcție de cerințele clientului și în funcție de evaluarea pe care o facem asupra obiectelor. Deci avem și noi specialiști care evaluează starea lucrărilor, și după ce facem această evaluare, luăm în calcul ce tip de ambalaj ar trebui să folosim pentru acel transport. Deci sunt, facem că, cutii de lemn, ignifugate, cu toate certificările necesare um, ca să fie transportate oriunde în lume. Și bănuiesc că există în acest context și uh, mijloace de transport adecvate. Am văzut în filmuleț uh, niște dupe care sunt uh, destul da, de solide. În flota noastră avem uh, vehicule care sunt uh, dotate aer condiționat, Absolut orice umiditate controlată, cerință pe care ar putea să o aibă clientul și evident uh, pentru siguranța și securitatea lucrărilor. Uh, ele au, sunt dotate cu sisteme de securitate, uh, buton de panică, uh, de GPS, GPS, de uh, suspensii de aer, perne de pe suspensii de aer. Um, multe. Da, tot ceea ce <laughs> trebuie ca uh, da. un obiect de artă să ajungă în uh, siguranță la destinație. Acum uh, nu vă cer să ne chiar toate sistemele, pentru că ține și de secretul comercial, și uh, fiecare firmă încearcă să se organizeze cât mai bine pentru a-și uh, servi cât uh, se poate de bine clienții. Uh, aș vrea să vă întreb uh, care este fotografia momentului, cum arată în acest moment businessul dumneavoastră, care ar fi cifrele. Care ar defini Golden Cargo? Cu ce anume vă mândriți cel mai mult? Ne mândrim că ne recomandă majoritatea artiștilor români, ne recomandă muzee, ne recomandă galerii, ne recomandă oameni importanți care, cu care colaborăm și um, pot să o spună cu mâna pe inimă că au putut să aibă încredere și pot să aibă încredere și de acum înainte în serviciile noastre. Dacă nu încălcăm vreo clauză de confidențialitate, puteți să ne dați și niște nume de instituții, de exemplu, sau de persoane. Muzeul Național de Artă al României este clar. Păi majoritatea muzeilor din România, cam atât pot să vă spun. <gânt> în rest, preferăm să păstrăm clienții noștri confidențiali am înțeles și dacă ne gândim la echipa care este implicată în astfel de proiecte, cât de mare este de obicei? Depinde de fiecare transport în parte. Pot să vă dau un exemplu cu cel al transportului despre care am vorbit. A fost în spate o echipă de aproximativ 30 de oameni care au organizat tot. Un mijloc de transport sau mai multe? mai multe mijloace de transport. Deci a fost multe. o flotă întreagă care da. a navigat între ghilimele pe uh, autostradă sau pe șosele, că noi în România cu autostrăzile stăm pe mai slab. Da, până până la am Lyon. trecut din România. Există mari diferențe între transporturile făcute cu această flotă de vehicule rutiere și cele făcute cu vaporul sau cu avionul? Există diferență și chiar și la ambalare. Uh, există diferență dacă ne referim la documentația care trebuie să o pregătim pentru un transport care, spre exemplu, pleacă din Uniunea Europeană. Însă, noi și de acest aspect ne ocupăm și pregătim toată documentația unui transport, unui, unui transport de opere de artă. Uh, facem vămuirea acestora în numele clienților noștri. Pentru că aceștia sunt mai băbătăi de cap. Asigurări? Deci, practic, noi, da, inclusiv asigurări. Și asigurări, asigurări, da, și asigurări um, pentru orice sumă. Am înțeles. Și aș vrea să vă întreb care sunt planurile de viitor. Am ajuns în momentul în care, iată, deja dumneavoastră aveți uh, o experiență deja bogată, aveți uh, știința organizării unor uh, astfel de transporturi și bănuiesc că vă gândiți la viitor. Ce urmează? Urmează să creștem și urmează să creștem și ne dorim să creștem împreună cu artiștii noștri români în primul rând pentru că în acest moment uh, ne putem mândri cu faptul că avem artiști români, clujeni, din toată țara care cresc și ne dorim să creștem și noi alături de ei. Vedem că la casele internaționale de licitații Așa se vând e. foarte bine tablouri de Nicolae Maniu, de Genie, de Așa alți e. artiști clujeni. Unii au ajuns să fie cotați la milioane de lire sterline un tablou. Deci iată, o chestiune foarte, foarte interesantă. Și în momentul de față, cam care sunt cifrele care definesc business-ul dumneavoastră? Câți uh, angajați sunt implicați exclusiv în acest tip de transport de artă, pentru că știu că dumneavoastră reprezentați un grup care asigură și alte tipuri de, de transport, deci temperatură controlată. Da, da, categoric. Cam câți angajați are în momentul de față compania dumneavoastră? Avem 10 angajați care se ocupă de transportul de, de artă, plus colegilor din celelalte companii exact. de transport. Da. Și aș vrea să vă întreb cam care ar fi perspectiva pentru 2021. La ce anume vă gândiți dacă ne lasă pandemia să, să ne mișcăm liber? Păi cred că va urma um, ca orașul nostru să fie um, capitala europeană a inovației și atunci cu siguranță o să fie vorba despre un flux care vine un spre Cluj. Flux, exact, <laughs> Categoric, exact. pentru că și arta înseamnă inovație, nu doar, nu doar tehnologia. Așa Sunt e. niște lucruri foarte, foarte interesante. Oricum, mie mi se pare că e un domeniu care uh, servește o nevoie a comunității noastre, pentru că reprezentanții Universității de Artă și Design uh, spun că, iată, comunitatea noastră este una dintre cele mai înfloritoare din punct de vedere artistic, și nu o spun doar ei. Pentru că Clujul a fost inclus de publicații internaționale pe lista orașelor în care este creată arta viitorului. De asemenea, sunt publicații de tip travel, precum The Calvert Journal, care au remarcat galeriile de artă din Cluj sau centrele culturale, precum Fabrica de Pensule sau Centrul de Interes. Și cred că toate aceste elemente vor alimenta circulația bunurilor cultural, circulația artei și cred că, iată, apare un context foarte, foarte interesant pentru compania dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă așteptăm cu drag să reveniți. Eu de abia aștept să ne, să ne spuneți pe unde ați mai dus lucrări ale artiștilor români sau din ce țări ați adus lucrări de valoare. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și eu. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.